exemple din Biblie, atât cazuri pozitive cât și negative, încheiind apoi cu un sfat pentru noi. Primul caz, Geneza 4:5, este vorba de Cain. N-a existat decât patru oameni pe pământ, cum am putea spune că o singură familie exista. Citim, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit Domnul cu plăcere. Cain s-a mâniat și încă foarte tare. I s-a posovorât fața. În mod deosebit, mânia se observă pe față. Oamenii care se mânie adesea sunt niște oameni care deja au devenit cu riduri prorunțate, sunt niște oameni veșnic încruntați, niște oameni care sunt tot timpul cu fața crispată. Și Domnul i-a zis, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă nu? Avea Cain motiv să se mânie? De multe ori oamenii se mânie pe realizările celorlalți. Un altul de lângă noi este mai bine cotat la servici, la școală, în biserică, dacă vreți, și noi ne mâniem. Avem motiv? Nu exista niciun motiv să se mânie. În cel mai bun caz ar fi trebuit să-l apuce o râvnă, să îl ajungă și el pe Abel în ceea ce a făcut. Și în mânia lui Cain, versetul 8, a zis fratelui său, haide-mi și ieșim la câmp. Și l-a ucis, după cum bine știți. Și se pare că nici după ce l-a ucis, mânia și răutatea lui nu s-au potolit, pentru că citim în versetul 9, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? A răspuns tot atât de dur și de rece. Dacă lăsăm mânia să coacă în noi, ea va fi ca un aluat care dospește întreaga plămădeală. Oameni care se mânie pe cei din jur, pe cei din familie, așteaptă doar momentul, așteaptă doar ocazia ca Satan să le pună pe tavă o ușă deschisă în care ei să-și deslănțuie mânia și să comită aceste lucruri. Care a fost rezultatul? Dumnezeu l-a izgonit pe Cain și a trebuit să locuiesc ca și fugar. A avut un rezultat bun? Niciodată în mânie, atunci când ne răzbunăm, nu câștigăm nimic, ba dimpotrivă pierdem. În al doilea caz, Geneze 31:36, Laban a alergat după Iacob să îl ajungă și l-a întâlnit pe munte, sus în Galed. 31:36, după ce l-a scotocit de jur împrejur, și știți că Laban nu a găsit Dumnezeu pentru că era ascuns de Rahela sub samarul cămilei, Iacob s-a mâniat, a certat pe Laban, cearta cu mânia sunt înrudite, se împletesc, a luat cuvântul și a zis, care e nelegirea mea și care este păcatul meu de urmărești cu atâta înverșunare? Aparent, Iacob s-a îndreptățit bine, dar totuși nu avea dreptate pentru că nu cunoștea exact situația. Uneori ne mâniem și ni se pare că avem dreptate. Dar nu avem dreptate, că sunt anumite elemente de care nu suntem în cunoștință. Dacă apărea un înger între ei, știți ce putea să-i spună lui Iacov? Iacov, n-ai dreptate. Și Iacov să sară și mai tare sus, dar Doamne, cum l-am dreptate? Uite acolo sus samarul cămilei. Chiar când ți se pare că ai dreptate și că ești întemeiat în revolta ta, s-ar putea să fie elemente care nu le cunoști și tot să nu fie un motiv ca să te mânii. Ne mâniem uneori în necunoștință de cauză. Și ce e și mai trist, s-a mâniat pe socrul său, pe un părinte, s-a mâniat pe unul care avea să nu se mai întâlnească poate niciodată. Și în loc să se despartă cu drag, așa s-a despărțit cu o revoltă. De aceea spune Biblia în Eclesia 7:9, nu te grăbi să te mânii. Nu te grăbi, pentru că nu știi, probabil Iacov mai târziu când a aflat că Rahela ascunsese, a avut mustrări de curaj și a spus, de ce am spus eu asta la socrul meu și totuși nu aveam dreptate? Dacă de cumva ai fost prins într-o asemenea situație, măcar în urmă când te mai întâlnești cu socrul tău, du-te, cere-ți iertare, spune că n-ai știut ce a fost sub samarul căminei. Măcar repară în timp greșeala aceasta, de care n-ai avut cunoștință. Dar măcar când afli, fă ca să fie reparată. Un al treilea exemplu care seamănă cu acesta și multe seamănă cu acestea două. Geneza 39, vorba de Potifar, s-a mâniat și acesta pe Iosif și nu o mânie așa să-l admonesteze și să-l pedepsească oarecum doar. 39:20.
Citim și 19, după ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. Uneori ne mâniem pe baza minciunilor altora. Și niște minciuni sunt în stare să ne mânie încât să băgăm pe un om nevinovat la închisoare. A luat pe Iosif, l-a aruncat în temniță și astfel a stat acolo în temniță multă vreme. Atunci când te mânii, fii atent cine te provoacă să te mânii. Noi știm că în spatele mâniei este un duc de mânie și diavolul e și mincinos printre altele. Numai pe baza adevărului n-ar fi atâtea motive de mânie. Dar foarte multe motive de mânie sunt minciuni. Și dacă vine cineva și îți spune o minciună și bineînțeles că aceasta te-ar lovi cumva și îți poate provoca o mânie, auzi ce a zis cu tare sau auzi ce a făcut cu tare și imediat te revolți. Acum, pe Potifar, hai să-l înțelegem că el n-avea o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i se descoperea, să zici, el n-avea de unde să știe sau poate unii mai... știu eu, mai extinși la gândul vor spune, dar asta a fost voia Domnului. Numai să știți că și voia Domnului a fost să moară Saul, numai că David a zis, o fi murind el, dar nu de mâna mea. Asta a fost voia Domnului, să mă răzbun pe el, s-ar putea zis, dar eu se trebuia să ajung în închisoare, dar nu prin necunoștința ta. Haideți, încercați pentru dumneavoastră propriu fiecare să-și facă un inventar al mâniilor. Enunțam noi cauzele, vorbiri pe degeaba, neînțelegerea voiei lui Dumnezeu, necunoștințe de cauză, întărătarea copiilor și lucruri de genul acesta. Nu prea sunt motive întemeiate. Un alt exemplu din genul neînțelegerii voiei lui Dumnezeu este vorba de Naaman, 2 Împărați, capitolul 5. Știți, s-a dus la Elisei să fie vindecat, bineînțeles, el s-a dus la împăratul lui Israel pentru că nu cunoștea exact care este procedura lui Dumnezeu. Citim la pagina 394, versetul 10. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, tu te știți că au dat Iordan de 7 ori și vei fi curat. Procedura lui Dumnezeu a fost adevărată, pentru că a fost veridică. Când s-a dus și s-a spălat, s-a întâmplat cum a spus. Numai citim în versetul 11, Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că așa și așa va veni, va pune mâna. De multe ori ne mâniem pentru că nu înțelegem voia lui Dumnezeu și felul în care lucrează oamenii lui Dumnezeu. Unii, de exemplu, se mâni în adunare că noi nu putem de la amvon să îi împăcăm pe toți. Și chiar ne trimite și un bilet uneori. Alții se mânie că de ce Dumnezeu nu le-a prorocit cum au crezut ei. Alții se mânie că de ce nu le facem ungerea uneori și numai ne rugăm pentru ei. Unii se mânie că știu de ce nu le-a descoperit Dumnezeu atâtea și atâtea lucruri. Uitați, bietul Naaman, în loc să se bucure de acea zi, pentru el poate a fost cea mai mare sărbătoare din viața lui, că a fost în aceeași zi și vindecarea și convertirea lui. Și Satan nu mai vrut să-i fure și din ziua asta din bucurie. Pentru că n-a înțeles. Și în urmă, dacă ar fi fost un om care s-a autopedepsea, putea Naaman să-și dea niște pumni la cap și să spună, băi, dar fraier am fost. Și omul ăsta a fost cu minte. Dar știți, dacă asta au făcut și sirienii, cei din vechime, da noi, că noi spunem că mintea la românii e bună numai la urmă. Și de-aia românii se nervează uneori înainte. Haideți să nu fim pripiți și să înțelegem, să lăsăm la latitudinea lui Dumnezeu și altor oameni care sunt în domeniu. Să ascultăm uneori. Să nu ne revoltăm. Ce a câștigat Naaman? Noroc cu oamenii de lângă el, că au insistat. Uite, hai bine, ți-mi fie, ce ți-a cerut un lucru greu? Atunci ar fi fost întemeiat eventual Naaman să se mânie, să-i fi spus, dar nu discut cu tine, dar tu ești un sirian, pleacă de aici. Și atunci nu să se mânie și se pare rău că nu este din poporul lui Dumnezeu. Dar fără motive s-a mâniat, că de fapt astea sunt în general cauzele, nu motive întemeiate ale mâniei. Să analizăm și altele, probabil o să-ți găsească și cei mânioși un motiv mai temei, Nicoleacă, nu? Pentru mânie. În 2 Samuel 3 cu 8 citim despre Abner că s-a mâniat pe Isboșet atunci când acesta l-a mustrat pentru că Abner a luat oțiitoare a fostului împărat Saul. Abner
Citim și 7 să înțelegem, dar Saul a pus o țitoare numită Rizpa. Isboșet a zis, pentru ce ai intrat la țitoarea tatălui meu? Abner s-a mâniat foarte rău de cuvintele lui Isboșet și a răspuns, oare cap de câine sunt eu și țin cu Iuda? Eu da astăzi dovadă de bunătate față de casa tatălui tău, Saul, față de frații și prietenii tăi? Și nu te-am dat în mâinile lui David și astăzi îmi bași de vină pentru un păcat făcut cu femeia aceasta? Dumnezeu să mă pedepsească cu toată asprimea dacă nu trec de partea lui David. Sunt și astfel de oameni care sunt prietenii tăi, dar dacă i-ai mâniat, e gata, au trecut în tabăra cealaltă. Și ce să-ți fac dacă ai astfel de prieteni și se vor mânia pe tine? Sau dacă ești în postura lui Abner și te-a mustrat pentru un păcat, este cazul să te mâni? De multe ori, și scris în cartea Proverbe, nu mustra pe batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și se face mai înțelept. Au uneori frații probleme și uneori au și părinții cu copiii. Sunt unii foarte dificili. Cum îl mustri, cum se mânie. Și așa se mânie încât merge dintr-un cost până în celălalt. Spui, de ce ai făcut asta așa? Atunci nu mai fac deloc. Nu ați întâlnit în familie, în biserică, astfel de oameni? Auzi, dar ai întârziat de la adunare. Nu mai vei deloc atunci. Și fug așa dintr-o extremă în alta. A spus, nu mai țin cu tine acum. Și cât e de trist. Adică, nu e chiar trist, e trist pentru ei, dar pentru lucrarea Domnului bine. Uneori. Că sunt oameni care se întovărășesc la rău, ca și Abner cu Isboșet. Asta în biserică uneori. Și Dumnezeu aruncă uneori mănușa între ei. Și se apucă să se ceartă. Și apucă și se ceartă și se dușbănesc apoi, se mânie unul pe altul, când de fapt amândoi nu erau cum trebuie. Și știți ce s-a întâmplat imediat? N-a trecut multă vreme și a murit și Isboșet, a murit și Abner, ca pedeapsă pentru păcatul lor la care au acumulat și mânia. Să adăugăm și pe Saul, care se mânia, amintea fratele din 1 Samuel 11, până a fost de partea cea bună și a fost omul lui Dumnezeu, s-a mâniat în sens pozitiv, 1 Samuel 11 cu 6. Dar după ce s-a dus Duhul Dumnezeu de la el și a venit un duh străin, să vedeți cum s-a mâniat altfel, 1 Samuel 18 cu 8, Saul s-a mâniat foarte tare, dar de ce? A fost o cântare în versetul 7, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Dar puteau să cânte și altfel. David a bătut pe Goliat și Saul n-a bătut nimic. Dar măcar i-a dat și lui mii. Dar nu a fost mulțumit cu atât. Și s-a mâniat. Probabil mândria din el, acel duh, n-a suportat așa ceva. Nu cumva să spui că altul este mai bun, că se mânie imediat, să spui că altul a avut mai grozave realizări. Și de asemenea în 20 cu 34... S-a mâniat pe Ionatan aici, că Ionatan ținea cu David. S-a sculat de la masă într-o mânie aprinsă și n-a luat deloc parte la masă în ziua a doua lunii noi, căci era mâhnit. Pentru că tatăl său locărâse aici, l-avem pe Ionatan, într-o mânie. Și mai sus îl avem pe Saul. Saul în mânia lui a vrut să pironească pe David și pe Ionatan de perete. Ionatan s-a mâniat și el și lăsăm la acea parte a mâniei bune. Îi spune Saul în mânia lui, 30 verset. Atunci Saul s-a aprins de mânie și a zis, fiul rău și neascultător, nu știu că ți-ai luat ca prete pe fiul lui Isai? Câtă vreme va fi el, nu va fi liniște pentru tine. Și este vrednic de moarte. N-a reușit să-l omoare pe David în mânia lui, dar dacă ar fi putut, asta ar fi făcut-o. Luăm și un alt caz al oamenilor lui Dumnezeu, într-un fel am spune, e vorba de Iona, în cartea prorocului Iona, capitolul 4, versetul 1. Atunci când Domnul a iertat pe niniveni, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Și citim în versetul 9, dar Dumnezeu lui Iona, bine faci tu că te mâni din pricina curcubetelui? El a răspuns, bine fac că mă mâniu, până la moarte. De două ori s-a mâniat Iona.
S-a mâniat odată că a iertat Domnul pe niniveni, după aia Dumnezeu a făcut să crească acel cu curbete și i-a trecut la Iona mânia, dar imediat s-a mâniat iară. Oameni din ăștia mânioși, atâta le trece mânia până, ca și câte un câine rău, până mănâncă coaja și după aia răsare la tine. A spus, bine faci tu că te mânii, n-ai văzut că și n-ai te mâniat și n-a fost ceva bun. A spus, bine, ba mă mâniu până la moarte. Atunci Domnul a zis, ție ți este milă, a încercat să-i dovedească, mie să nu-mi fie milă? Un alt caz, Daniel 2:12, e vorba de Nebucadnețar, s-a mâniat acest împărat pe cei care i-au spus în versetul 11, ce cere împăratul să-i tâlcuiască un vis pe care tu nu-l spui, este un lucru greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zi, acre o locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare, a poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Era întemeiat Nebucadnețar în mânia lui? Păi, imaginați-vă și acum, am visat ceva, fraților, spuneți-mi ce? Păi, frate, dacă ne descopere Domnul. Și aici era tot planul lui Dumnezeu ca să descopere mai apoi prin Daniel, dar neînțelegerea lui, din partea lui ai voie, Domnul l-a făcut să se mânie și în mânia lui a fost în stare să ucidă, să nimicească tot în jur. Oamenii atunci când se mânie, lovesc, nimicesc, spar prin casă, efectiv nimicesc în jur, explodează și ceea ce prind în cale totul spuși într-un fel ca și un animal. Mânia este foarte specifică uneori animalelor de pradă. De asemenea, mai avem un caz, doar unul din Vechiul Testament, din cele negative, vorba de Ahasveros în Cartea Esterei. S-a mâniat Ahasveros, dar era tare nervos. Se pare că împărații ăștia erau nervoși tare. 2:1 citim mai întâi 1:12. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fame porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. A vorbit cu înțelepții și a zis, ce trebuie să facem? Totuși se pare că s-a stăpânit, s-a aprins de mânie, dar nu a acționat iute la mânie. Și a acționat încet, calculat și a îndepărtat pe împărăteasă. Dar s-ar putea să apară acest motiv printre noi. Ești în casă cu niște frați și zici soției să facă ceva sau soția te roagă pe tine să faci și n-asculți. Și acum ești pus ca și Irod în acea situație. Ce să fac? Să-mi schimb eu cuvântul? Să mă las eu jos? Să îmi țin autoritatea și să pedepsesc soția? Sau faci un apel către copii și nu te ascultă? Sunt situații în care diavolul ne prinde la colț. Îl ispitește pe celălalt la neascultare. Și atunci imediat izbucnești în mânie. Ce faci? Te sfătuiești ce ai de făcut? Izbucnești și faci un lucru rău? Doamne, dă-ne înțelepciune. Hai să luăm și vreo două cazuri din Noul Testament. L-avem pe Irod în Matei capitolul 2. De ce s-a mâniat Irod acolo? Când i-au venit magii și i-a spus că s-a născut un împărat. Citim în Matei 2 cu 16. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de maș, s-a mâniat foarte tare, a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos. Ați văzut, poate, la majoritatea cazurilor de mânie, dacă le-a dat mâna, și cum era în Vechiul Testament, când nu existau așa legi și sabia era la îndemână la fiecare la copse, de regulă, în mânie ajungeau până la crimă. Exact, o altă situație, citim în Luca 13:14, când Domnul Iisus a vindecat un om în ziua sabatului și conducătorul sinagogii i-a spus, dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus împărcise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis, sunt 6 zile în care trebuie să lucrați. Veniți dar în aceste zile să vindecați și nu în ziua sabatului. Vedeți, omul în mânie e stare să spună așa, mânia amestecată cu răutate. Ca și cum ar zice cineva, poate se întâmplă la alte denominațiuni care nu acceptă ungerea cu un de lemn, să spună, dar de ce faceți asta? Duceți-vă în altă parte.
Atunci când n-a făcut Domnul Iisus un lucru bun să-l vindece pe acel om, trebuia să mai stea încă 24 de ore până trece sabatul, pentru că el altfel s-a mâniat. Și mă adugăm doar Ioan 7:23, când farisei în mânie față de Domnul, le-a spus Domnul, care le cunoștea înăuntru inimii: dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu calce lege, de ce turbați de mânie împotriva mea că am însănătoșat pe un om întreg în ziua sabatului? Există un motiv de mânie pe care ar vrea să-l amintesc. Rivalitățile acestea dintre culte, dacă vreți. Dacă cineva face într-un fel anume ca la baptiști, de exemplu, sau ca la adventist, sau ca la menonist, sau știu eu, ești tentat să te mânii. Nu că nu e un lucru bun, dar că nu-i ca la noi. Și te mânii pentru că nu este așa, nu se face așa. Mai întâi calculează. Și vezi, Pavel spune în Roman, cine ești tu să judeci pe robul altuia, pe sluga altuia? Poate este chiar un lucru bun. Ei țineau la legea lor o partidă îngustă, dar Domnul s-a făcut ceva frumos. Gândește mai întâi și apoi judecă. Nu fi ca și Iacov și Ioan, care au spus Domnului, văzând că prin alții lucrează Dumnezeu și scoate draci, a spus, să-i oprim? Păi nu sunt de la noi, nu vin după noi, nu-s din biserica noastră. Auzi, fiți mai încetă, leacă. Acceptați și pe alții într-o anumită măsură și nu vă mâniați pe ei. Discutam recent cu un frate, de multe ori când este vorba de niște adevăruri, chiar din Biblie, suntem în stare să le acceptăm până la limita credinței noastre, a statutului nostru. Și de acolo încolo nu ne duce nimeni, nu ne poate scoate cum n-a putut scoate pe Israel din Egipt, cum ne-a lăsat Faraon. Și ne mâniem imediat și devenim sensibili și suntem nervoși. Când vrei să-ți aperi credința, spune Biblia, să îndrepte cu blândețe pe... Nu fă pe nervosul când vrei să-ți aperi credința pentecostală să povestești altora despre Duhul Sfânt. Nu te enerva, că n-ai ce dovedești. Știi ce-ți vă spune în urmă? Păi, tu vrei să ne explici despre Duhul și dovedești că ești un om firesc. Deci aceste lucruri, aceste diferențe de înțelegere asupra unor lucruri, trebuie să le tratăm nu cu mânie. Și dacă Dumnezeu lucrează și la alții, să ne mâniem, că de ce n-a lucrat Dumnezeu ca și la noi? Dumnezeu este stăpân să aleagă, amin. Acestea au fost cazurile negative, haideți să luăm câteva cazuri pozitive. În cartea Genezei, capitolul 30, versetul 2, îl avem pe Iacov, ajuns într-o situație de criză în familie. Rahela nu avea copii și i-a zis în versetul 1, când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit pe soră, s-a zis lui Iacov, dă-mi copii, ori mor. Și aceasta probabil că s-a repetat și zi de zi l-a pistonat la cap. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Dacă s-a rezumat Iacov la atât, nu a păcătuit. Cum a zis Dumnezeu despre Iov, în toate acestea n-a păcătuit cu buzele. Dacă, de exemplu, soția asta spune, păi de ce n-aduci bani mai mulți? Sau tu îi spui ei, uite, de ce nu faci mai multe lucruri? Și el îți spune, dragă, sunt eu în locul lui Dumnezeu care doar cu atâta m-a binecuvântat, cu atâta înțelepciune și putere de muncă, și ea îți va spune, dragă, atâta am putut să fac. Mai mult doar Dumnezeu poate să mă ajute. Atunci când îl împlici pe Dumnezeu, este ca și un scut după cu care te acoperi în ziua luptei. Și de aici mai încolo n-are cu ce să te atace diavolul. Dar dacă începi să-i ispitești, să-i fi spus Iacov, dar tu ești de vină. Dar tu ești de vină, nu Dumnezeu este de vină. Dar tu ești de vină și uite așa, lasă că te și las și de acum numai cu Lea vreau să mai discut. Nu te mânia pe soția ta că ți-a spus ceva în durerea ei. Sau pe soțul tău. Fii tu măcar, dacă ea s-a mâniat, nu te mai mânia și tu, că doi oameni mânioși, ce o să se aleagă? Unul s-a mâniat, a fost ispitit, dar măcar celălalt să știe cum să acționeze în cazul unei mânii. Întoarcem câteva pagini, în 34:7, fiii lui Iacov s-au mâniat foarte tare și s-au supărat. Căci Sihem săvârșise o mișelie
luând pe Dina dintre ei. Că s-au mâniat, a fost normal să te mânii, când 12 frați au o singură soră și aia se căsătorește cu unul din afară, e normal să te mânii. Numai nu știu exact cât a fost de normal că și-a luat săbile și știi ce a făcut? A făcut un ghiveci de mânie sfântă și mânie păcătoasă și a spus, da, dar că ne facem noi dreptate, nu mă așteptăm să facă Domnul dreptate, ne facem noi. Și-a pus mâna pe săbii și mai târziu a zis Iacov în binecuvântare în Geneza 49, nu vreau să se amestece Duhul meu cu sfaturile lor, căci mânia lor au tăiat oameni. Să nu facem această combinație. Să pornim de la o mânie sfântă, să fim ca și galatenii, să începem în Duhul și să sfârșim în fire. Să mustrăm copiii noștri pentru că n-au făcut bine și în urmă am văzut asemenea situații. I-a mustrat mai întâi și apoi tot mustrându-i s-a început să se ambaleze și până la urmă a trecut la o bătaie și apoi de la mustrări a trecut la înjurături și apoi a trecut la toate cele rele. Un alt exemplu este cel al lui Moise. În Exod 16:20, atunci când a fost vorba de mană, le-a spus fiecare să adune pentru fiecare zi, dar unii n-au ascultat de Moise, s-au găsit și au ținut până dimineața. Dar ea a făcut vierm și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Neascultarea l-a făcut pe Moise să mânie în câteva situații la rând. De exemplu, iarăși în Levitic, capitolul 10, atunci când Aaron nu și cu fiii lui n-au mâncat jertfa în ziua în care a murit Nadab și Abihu, când a văzut partea de jertfă ce le revenea lor nefolosită, citim în versetul 16, a căutat țapul și iată că fusese ars. Atunci s-a mâniat pe Eleazar și Itamar și a zis, pentru cine ați mâncat jertfa? În familie, nici așa nu ar fi fost bine. Citim apoi, în versetul 20, Moise a auzit și a fost mulțumit de aceste cuvinte. Atunci când a înțeles, de fapt, cum stau lucrurile, sunt unii care se mânie, fără să știe despre ce e vorba. Și vine cineva și le-a spus, spune, stai puțin, uite așa stau lucrurile. Și atunci nu mai vrea să întoarcă foaia, să cedeze, să spună că el, de fapt, s-a grăbit să se mânie. Se duce înainte cu mânia lui, ia puțin pe alături și găsește alt motiv. Auzi, când ți se spune că n-ai avut dreptate în mânia ta și ți se prezintă motivul care trebuie să-ți potolească mânia, oprește-te, fii mulțumit și încetează. Știm în Faptele Apostolilor că atunci când Petru s-a dus în casa lui Corneliu, unii au spus, dar s-a împretenit, s-a dus la neamuri, s-a întovărășit cu ele. Și când Petru s-a îndreptățit purtarea, frații au fost mulțumiți, citim în Fapte 11. Au rămas mulțumiți. Un alt exemplu este cel al lui David, care s-a mâniat atunci când a aflat ce a făcut fiul său Amnon, care a păcătuit cu Tamar, în 2 Samuel, capitolul 13. În versetul 21 citim că împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Nu știm exact ce a făcut. Am amintit acest caz pentru că e normal. Afli că și copilul tău, tu ești poate într-o slujbă sau ești cel puțin pocăit în biserică și copilul tău a săvârșit un anume păcat. Este normal să te mâni dacă rămâi rece și spui, și altora au păcătuit, dacă vei spune, e treaba lui, nu-i mai treaba mea. Înseamnă că nu te dore. Înseamnă că nu trăiești față de copilul tău, înseamnă că nu te gândești la slujbă și la Dumnezeu că a fost într-un fel pătat cu aceasta. Este normal să te mâni. Dar este normal, duhovnicește, să acționezi pedepsindu-ți copilul, așa eventual ca și asta, dându-ți mama afară din slujbă sau spunându-i ca atare, privându-l de anumite lucruri, dar nu era cazul, ceea ce nici n-a făcut David să îl omoare sau să facă vreun alt lucru. Citim o situație deosebită în 2 Împărați, capitolul 13, când Elisei, fiind pe patul de moarte, a chemat pe împăratul Ioas la el și i-a spus să tragă săgeți. Citim în versetul 16, încordează arcul și trage cu mâna ta.
deschide fereastra, ia săgeți, versul 18, lovește în pământ și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit, versul 19. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis, trebuia să lovești de 5 sau 6 ori, atunci ai fi bătut pe sirieni până ai fi nimicit, acum îi vei bate numai de 3 ori. De ce s-a mâniat Elisei aici? S-a mâniat la gândul că putea să aibă o izbândă, o victorie mai mare și este atât de pasiv față de lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că aceasta e regula, cine e credincios în lucruri mici, e credincios în cele mari. Dacă avea inimă să tragă, avea râvnă, dacă împăratul ți-a spus tragi, atunci atunci mă opresc când îmi spune nu mai tragi, a spus a tras, trăi și cu asta basta. Și Elisei și-a dat seama, el așa va fi și pe câmpul de luptă. Merge și câștigă o bătălie, dacă mai câștigă una și încă una și în final se domolește. Nu este un om cu râvnă față de această casă a lui Israel, așa cum a fost Elisei, care a luptat într-o perioadă atât de grea. Și uneori, să știți, e normal în biserică să te cuprindă această mânie, când vezi oameni așa pasivi. Dar frate, ai fost anunțat la ora de rugăciune, de exemplu, de cine ai fost? Sau frate, nu ai fost la biserică, n-ai putut, nu ai fost la rugăciune sau ai citit? Frate, n-am mai putut, am citit până într-un loc și sau m-am lăsat. Când vezi astfel de oameni așa molatici, pe unul care este mai cu râvnă, mai cu suflet pentru lucrare, te apucă mânia față de acești oameni. Spui, dar atât numai? Nu te gândești că lucrarea Domnului merită mai mult? Să luăm acum în final cele două cazuri fără greșeală, Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl. Luăm mai întâi pe Domnul Iisus în Marcu capitolul 3, versetul 5, citim că și Domnul în trăirea lui pământească s-a mâniat. Atunci când a intrat și a vrut să vindece un om cu mâna uscată și n-au fost de acord cu aceasta, a rezultat din privirea aceasta, atunci rotindu-și Domnul privirile cu mânie peste ei, peste 5, și mâhnit din petrirea inimii lor, a zis, întindeți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii ăștia afară s-au sfătuit îndată cu Irodiane cum să-l prinde, s-au mâniat și ei. Dar puteți să faceți această diferență între mânia Domnului și mânia fariseilor? Domnul s-a mâniat că ei nu vroiau binele omului. Domnul s-a mâniat că ei vreau mai bine să trească bolnavii, țineau la litera legilor. Și ei s-au mâniat că de ce a făcut Domnul un bine. Și normal aceasta. Când merg lucrurile rău, se mânie cei buni. Când merg lucrurile bine, se mânie cei răi. Că de ce merge treaba bună? Că diavolul nu-i face plăcerea aceasta. Și apoi mai târziu, pentru ceva mai ușor, am zice noi, zice cu 14 tot Marcu, când au adus copilașii la Domnul Iisus. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilași să vină la mine și nu-i opriți. Nu vi se pare că Domnul s-a mâniat cam prea ușor aici? Cum? Pentru că nu lăsa niște copii să vină la Domnul? Dar era acolo așa aglomerație încât la un moment dat când o femeie a vrut să atingă, Domnul a zis, dar cine s-a atins de mine? Și o femeie a strigat-o pe el și a spus, ai milă de mine, și orbii strigau și pentru acești copii? Aminteam noi marți că este scris în Efeseni 6:4, nu întărătați copiii voștri la mânie. Cu acești copii ar fost întărătați de acești oameni și uneori pot fi întărătați de părinți și cresc din copilărie cu acest sentiment care se formează în inima lor, de nervozitate, de neînțelegerea voii lui Dumnezeu. Domnul se mânie atunci când nu lăsăm pe un om cu adevărat să vină, atunci când nu lăsăm acești copilași, poate chiar în familie, mulți, pe mulți se mânie Domnul, poate chiar în biserică, când copiii nu sunt lăsați să vină la El. Și v-aș întreba cei care, nu știu în ce măsură vă lăsați copiii să vină, poate la studiu, poate la biserică atunci când vor. Într-un fel anume, să vină ei la Domnul. V-ați gândit că Domnul se poate mânia pentru problema aceasta mică? Aparent mică. Pentru că ea, în perspectivă, este o problemă mare. Și citim în final că această mânie a Domnului Iisus în Cartea Apocalipsei, capitolul 6, versetul 16, va acumula acea comoară de mânie, câți îl vor fi mâniat pe Domnul între timp, dar Domnul nu-i ute la mânie, Domnul Iisus, deodată mijlocește. În Apocalipsa 6:16 este scris despre mânia mielului,
Cădeți peste noi, munților, ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaun de domnie și de mânia mielului. Domnul Iisus, cât a fost de blând, așa a venit călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe și a vindecat pe toți, a avut atâta milă, dar în final va fi mâniat. Și nu doar el, citim tot în Apocalips 11:18 și despre Dumnezeu Tatăl, neamurile se mâniaseră. Există o stare de mânie la acest moment pe glob. Se mânie state între ele în ce război, se mânie în familie. Este mânie la școală, dacă vreți, peste tot în lumea aceasta, neamurile se mâniaseră. Știți de ce? Pentru că citiți tot pe aceeași pagină, 12:12. Diavolul s-a coborât pe pământ cuprins de o mânie mare. Diavolul este tare mânios la ora asta. Și neamurile sunt mâniate. Dar în final va veni Domnul cu mânia Lui și știți mai departe, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci. Mânia Domnului încă nu pedepsește, dar citeam din Iov 35:15, aceasta nu înseamnă că puțin îi pasă, dar n-a venit vremea să pedepsească, va veni însă vremea când și-o va deslănțui. Dumnezeu se mânie și pe situații momentane și ne pedepsește așa scurt, cum s-a mâniat pe Moise în Exod 4:14, când i-a spus, du-te în Egipt, du-te și scoate pe poporul meu de acolo. Și Moise a spus, versetul 13, trimite pe cine vrei să trimiți, nu mă duc. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise. Domnul se mânie pentru lucruri mărunte, dacă vreți. Nu lași copiii să vină la el. Domnul te trimite într-o lucrare și tu nu vrei să te duci. Domnul se mânie. Și te pedepsește pe moment. Și nu pedepsește cu plăcere, dar se mânie, pentru că neascultarea aceasta la vederea păcatului Domnul nu poate să rămână pasiv. Dar e mai bine să ne pedepsească Domnul acum. Este mai bine să ne îndreptăm pe perioada cât cineva mijlocește pentru noi și până Domnul este ca mare preot, pentru că va veni vremea mâniei lui Dumnezeu. Și se va întâmpla ca și uneori în familie, când doi copii se mânie și unul mai mare bate pe cel mai mic. Și vin părinții și spune, da, ești mânios, atunci îți dovedim noi mânie. Și le va dovedi Dumnezeu mânie în ziua aceea oamenilor, încât se vor ascunde sub stânci, am citit în 6:16, ascunde-ți-ne de mânia mielului și de mânia lui Dumnezeu care va veni pe nori în vremea aceea. Doamne, dă-ne harul să nu fim niște copii ai mâniei și să fim niște copii ai dragostei. Și încheiem cu ceea ce este scris pentru mânia păcătoasă în 1 Tesaloniceni 5:8-9, dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, că dragostea nu se mânie, și să avem drept coif, nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Știi ce înseamnă să fii rânduit la mânie? Înseamnă să ai acum dreptul să te mânii, dar în ziua aceea să vină peste tine mânia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci este cazul să lăsăm pe Domnul să se mânie și să avem o mânie spre pocăință, așa cum au avut corintenii în 2 Corinteni 7:11. Ce mânie, ce dorință aprinsă de a se pocăi, de a se întoarce la Dumnezeu. Și să nu uităm, spune 1 Timotei 2:8, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, să duce spre cer mâini curate, fără mânie. Nu uitați, slujba nu se poate face cu mânie. Când te rogi, leapă de mânia. Sau cum spune o poezie, când apune soarele, ori lepezi mânia, ori te rogi ca Iosua până să oprește soarele. La Iosua nu pentru o cauză de mânie a vrut să oprească soarele în loc. Și era în textul din seara aceasta, în versetul 26, mâniați-vă și nu păcătuiți. Ar putea să aibă mai mult înțeles în acest verset. Oricum, repet, mânia cea sfântă, dacă vreți, nu poate să fie o mânie în care să apeleze la forță, niciodată. În Noul Testament, biserica nu este autorizată să recurgă la forță pentru a pedepsi. Singura forță de care poate să uzeze un creștin este eventual să disciplineze un animal sau cu o nuia să disciplineze un copil mic. Este singura forță la care avem noi dreptul să recurgem.
La forță are dreptul să recurgă unul care într-adevăr este puternic, și acela e Dumnezeu. Și citim în 12 cu 19 Roman: prea iubiților, noi care cu iubire trebuie să rezolvăm, nu vă răzbunați singuri. Și lăsați să se răzbune mânia lui. Dacă te apucă mânia, tu nu te răzbuna. Numai mânia lui Dumnezeu are drept de răzbunare. Mânia noastră nu are drept de răzbunare. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este ca unul ca Iacov, care nu știe ce-i ascuns sub samarul cămilei, nu e ca Potifar, care nu știe că cineva-l minte. Mânia lui Dumnezeu nu este ca unul care are răutate în sine, nu e ca unul care va păcătui și el mai târziu și apoi se întoarce roata. Dumnezeu are dreptul să și pedepsească, pentru că n-a păcătuit niciodată, pentru că El a creat lumea aceasta și poate să o nimicească. Dar noi avem alt drept. Și revin aici la Efeseni 4 cu 26. Ar putea să fie mai multe înțelesuri. Într-un fel anume, mâniați-vă și nu păcătuiți, ar putea să fie mâniați-vă în sensul de a vă impune un regim atât de strict, cum spune Pavel în Corinteni 9, încât mă port aspru cu trupul meu și țin în stăpânire, ca să nu păcătuiesc. Ar putea să fie mâniați-vă și atunci când vă mâniați în acea mânie sfântă, nu păcătuiți. Nu treceți de la indignarea față de rău, cum a avut-o fiul lui Iacov pentru ceea ce a făcut Sihem cu Dina, nu treceți și puneți mâna pe sabie. Mâniați-vă și nu păcătuiți atât, că cei din fapt din Matei 7 au spus: noi am făcut așa și așa, dar ați făcut și fără de lege. Și Dumnezeu nu admite această combinație între bine și rău. Și este scris de aceea în 31, ca și cum ar întări ce spune aici. În versetul 26, versetul 26 să-l înțelegem cu 31 în același context. Orice mânie să piară din mijlocul vostru. Nu cred. Nu avem dovezi că ar fi admisă mânia așa pe zilele de vară puțin mai lungă, ca Sfinte Soarele mai târziu, și iarna o mânie mai scurtă, Sfinte Soarele mai degrabă. Deci nu în sensul de a te mânia și după aia să te împaci. Nu asta vrea să spună Biblia. Că poți să te mânii, numai să nu ții mânia, să nu fii un om dușmănos așa în timp. Ci mai degrabă să te mânii pe tine, încât să fii strict și să nu păcătuiești, sau dacă te mânii pe păcat, pe vederea răului, să poți să mustri aspru sau cu duhul blândeții, după cum este cazul, dar cu iubire, sau să disciplinezi dacă este cazul, dar nici într-un caz să nu te răzbuni. Când te mânii și te răzbuni, ai păcătuit. Mânia lui Dumnezeu doar poate să se răzbune. Mă rog, Domnul, în final, pe noi să ne umplă de dragoste, ca să nu ne mâniem. Iar pe cei din jurul nostru care se mânie, noi să le vorbim înțelepțește, să-i putem potoli. Să fim niște fii ai păcii. Și în final, să nu ne prindă Domnul mâniați. Că pe neamurile care le prinde Domnul mâniate, se va mânia El pe ele. Și vor prinde, aminteam noi că mânia lui Dumnezeu este de două feluri. Este acea mânie scurtă, care trece, tumos, și orge, acea mânie veșnică, spune Ioan 3, cu 36. Dar cine nu crede, mânia lui Dumnezeu rămâne peste El pentru veșnicie. Dar peste noi să rămână scutul credinței și paza Domnului. Domnul să fie și să rămână cu noi și să ne dea un duh de blândețe, și dacă va fi cazul unei mânii sfinte, să știm ce ne revine nouă și ce revine Domnului. Amin.